Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Cafenelei. Discutăm și astăzi, stăm la Taifas, vorbim despre inovație socială, despre dezvoltare socială, despre modul în care perspectivele pentru anumite medii sociale, ocupaționale și profesionale, de ce nu, se conturează în perspectivă, fie din punct de vedere al oportunităților, fie din punct de vedere al resurselor sau din punct de vedere al cunoașterii. Vedem mai multe aspecte despre care vom vorbi astăzi cu Cosmin Bârzan. Este coordonator al unui proiect, coordonator regional și în același timp va comunica de fapt astăzi modul în care s-a ocupat. Este vorba de un proiect finanțat din fonduri norvegiene, se numește Reisut, se ocupă de formarea tinerilor din mediul rural. Bun revenit, Cosmin, și sărbători cu bine! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație, sărbători fericite! Mulțumesc și eu pentru onoarea invitației noastre. Ești implicat în coordonarea acestui proiect regional, regiunea de sud-est, presupun, da? Care include, de fapt, mai multe județe, să vorbim despre modul în care ai coordonat în zona aceasta proiectul și revenim la discuția legată de inovare socială și inovație socială. Da, este vorba despre proiectul Raise Youth, după cum bine ai spus, un proiect finanțat prin fonduri norvegiene și adresat tinerilor din mediul rural cu vârste între 25 și 29 de ani, așa numiți tineri NEET, din engleză, înseamnă Not in Education, Employment or Training. Da. S-ar traduce în română prin fără ocupație. Fără ocupație, da. Fără ocupație și fără să școală, fie... Școală și fără parcursul educațional complet, adică liceu. Pe de o parte, sau fără să fie prinși în momentul de față într-o formă de educație. E bine, acești tineri, nu doar din perspectiva noastră, ci și din perspectiva europeană, da, constituie un grup foarte vulnerabil, ar trebui să fie unul dintre principalele grupuri ca și segment de vârstă, da, da, să fie ocupate, să fie, da, implicate în să activități, fie implicat, exact, să, da, genereze și activități, dar și venituri și resurse. Și resurse. Da, sigur. Și iată, nu doar în România, prezintă un fenomen destul de îngrijorător. Este un fenomen european, mai ales pentru Europa Centrală și de Est, țările care au intrat ulterior în Uniune. Știu asta de la mai multe intervenții ale unor oficiali europeni legate de venitul minim garantat. Am participat la mai multe conferințe care au avut loc în România. Erau prezente personalități din Europa, câțiva raportori români, pentru că eu am participat la evenimentele care au avut loc în România, la București, la Giurgiu și la Constanța. Exista o caravană europeană care mergea prin mai multe state, membre ale Uniunii, și această caravană identifica, de fapt, vârstele critice care nu au ocupație, vârstele, de fapt, sau persoanele, segmentele de vârstă activă, ca să mă exprim corect, care nu au ocupație și care necesită un venit minim garantat. Și acolo, în discuția aceea, existau câteva, aș spune eu, puncte pe agenda europeană prin care să fie conturate proiecte finanțate pentru aceste comunități de tineri, inclusiv cele din mediul rural, care să poată participa în cadrul unor cursuri de formare specifice mediului lor de existență. Adică în cazul nostru vorbeam mai devreme de agricultură și de ecoturism. Într-adevăr, exact ce faceți voi acum. Într-adevăr, am vrut să leg cumva de intențiile acestea europene, apropo de preocupări. Da, foarte bine, foarte bună este legătura, cu atât mai mult cu cât exact acesta este domeniul pe care se centrează proiectul, da, Raise Youth. Da. A identificat și nu doar la nivelul României, proiectul, da, este internațional, afară, da, de România se mai derulează și în Spania, Croația și Bulgaria. Vedem și pe ecran, colegii mei vor derula mai multe imagini legate de clipurile de prezentare ale proiectului în Spania, exact, în Croația am văzut iarăși. Da, și, da, în Bulgaria. Și în Bulgaria, da. Ei bine, în aceste țări focusul proiectului este același, da, și anume pe domeniile de agricultură sustenabilă, da, și ecoturism. Asta și pentru că sunt două domenii care se pretează la conceptul de inovare socială.
De ce inovare și de ce socială? Sigur. Pentru că socială, pentru că, după cum spuneam mai devreme, este un grup de vârstă, un segment de vârstă care ar trebui să fie activ și dacă nu este activ, atunci generează o problemă, o discrepanță. Sigur, în societate. Și generează și obligații pentru societate, pentru sistemul instituțional, pentru că trebuie să le asigure minimul de resurse. Într-adevăr. Prin raportul de solidaritate socială, ca să definim perfect termenul. Te rog. Și mai apoi ne adresăm comunităților din mediul rural, care, pe ansamblu, fac parte din societate, iar omul este o ființă eminamente socială. Care trăiește în comunitate. Care trăiește în comunitate. Ei bine, partea de inovare socială, componenta de inovare socială, se dorește a fi aceea adusă prin proiect. E vorba despre... nu a merge neapărat pe drumul bătătorit, ci a căuta alte resurse acolo unde participanții, beneficiarii proiectului nu s-au gândit că le pot găsi. Sigur. Poate și că chiar le pot valorifica. Și le pot valorifica. Da. Poate chiar în ograda proprie. Da. În asta, de fapt, este identificată inovarea socială. Da? Modul în care regândești o oportunitate, o perspectivă, o resursă pe care n-ai văzut-o în perspectiva aceea, apropo de ogradă, pentru că există în această zonă pe care, de fapt, o coordonezi, regional vorbind, foarte multe nuclee sociale, tradiționale, în care se păstrează anumite tradiții, anumite obiceiuri, chiar aș putea spune că păstrează o tradiție a turismului, apropo de ecoturism, sau de preponderența cultivării unor terenuri cu anumite culturi, care până atunci nu au fost acolo, mă rog, spre exemplu, vorbim de zone viticole renumite, sau de zone pomicole renumite, sau de zone care se pretează pescuitului, sau care se pretează unor culturi, nu știu, din cele mai diverse, fie legate de floră sau de faună, fie legate de agricultură. Și în felul acesta, de fapt, în asta constă inovarea despre care vorbești și pe care, de fapt, vă derulați prin proiectul acesta. Într-adevăr, aici constă, practic, elementul de noutate cumva adus de acest proiect. Și că nu e ceva bătătorit. Exact, pentru că este ceva bătătorit. Intenționăm să îi ajutăm pe beneficiari să își identifice aceste resurse și să le valorifice. Și să-și regândească existența până la urmă. De ce nu? Da, noi îi ajutăm să depășească momentul pe care noi și ei îl consideră mai greu prin participarea, prin înscrierea la cursuri. E vorba de cursuri acreditate, recunoscute de către guvernul român. Cine le desfășoară acele cursuri organizate de o organizație, Da, ele sunt derulate cu susținerea diversilor furnizori de servicii de formare. Așa. Acreditate de guvernul român, recunoscute, finanțate de fapt prin fondurile norvegiene și cumva odată finalizate certifică de fapt pregătirea pentru cei care urmează cursurile, inclusiv cu examenele finale, probabil cele care atestă nivelul de percepere și de acumulare a noțiunilor, de fapt, oamenii aceia devin profesionalizați într-un domeniu, modul în care gândesc în altă perspectivă și agricultura și ecoturismul, de care vorbeam mai devreme. S-au putut înscrie până acum la aceste cursuri din cele două domenii, în agricultură sustenabilă și ecoturism. Cursurile au fost, înscrierea la cursuri a fost condiționată și de un anumit nivel de studii. Da. Minim câte? Minim 8 clase pentru un curs de cameristă, care este certificat, și minim 12 clase pentru un curs de operator în agricultură sustenabilă. 12 clase și cu bacalaureat obținut? Nu neapărat. Nu neapărat, am înțeles. De ce spun acest lucru, te întreb? Pentru că există, de fapt, o tendință la nivel european și nu numai la nivel european, ci și în statele
care într-o anumită măsură au decalaj apropo de definirea proiectelor norvegiene, mă rog, e un grup de state care alocă aceste proiecte, și dorința de a reduce decalajele între acele state în perspectiva standardelor de viață și statele cărora le este adresată această resursă consistentă de 2 miliarde și jumătate de euro. Mm. Și modul în care există conștientizare a unui tip de regândire a existenței, de acces la resurse, pentru că și comunitățile își dau seama că, rămânând în cercul acela de lipsuri și de neimplicare, mă rog, în viața locală, în viața comunității, nu ai acces la resurse. Neavând acces la resurse, nu te poți dezvolta. Implicit tu, de fapt tu, din perspectiva individuală, implicit comunitatea, familia ta și comunitatea în care trăiești. Și cred că ceea ce voi dezvoltați și derulați vine cumva foarte bine conturat și țintit, adică către o țintă clară în acele comunități în care e nevoie de intervenție. Că și cursurile acestea oferă o intervenție din perspectivă, aș putea spune, inovativă, da? Laboratoare, de fapt, de dezvoltare a ideilor, inovare și crearea unor servicii. Într-adevăr, iar din punct de vedere geografic al răspândirii, acoperirii furnizate prin proiect, există destul de multe oportunități pe care aceste oportunități sunt oferite unui număr foarte mare de oameni care sunt împrăștiați geografic. Da. Noi, desigur, ar fi foarte ușor să... Te referi la o regiune, într-o regiune împrăștiați? Mă refer într-o... Da, în toată regiunea. Proiectul în România se derulează preponderent în județele Vrancea, Galați, Tulcea și Constanța. Da. Ei bine, în aceste județe și nu numai, ne-ar fi foarte ușor nouă, echipei proiectului, să ne ducem într-o singură localitate din mediul rural și să facem grupă compactă în acea localitate. Dar asta ar însemna, practic, să oferim aceste oportunități. Să reduci într-un singur, da. Exact. Și atunci nu creezi o dispersie a ofertei acesteia de consultanță, că până la urmă este și o consultanță, pe lângă pregătirea pe care voi o asigurați, organizația pe care o reprezinți, de fapt, și căreia îi coordonezi serviciile, și mai mult decât atât, nu reduci decalajele, adică creezi alte disparități într-o regiune, între o zonă și alta. Da. Într-adevăr, iar oferind aceste servicii și încercând să asamblăm grupe de curs din mai multe localități, practic, oferirea acestui curs devine un pic mai anevoioasă din punct de vedere logistic. Da. Dar pe de altă parte, după cum spuneam, pentru comunități. Este utilă pentru mai multe, pentru persoane din mai multe comunități. Sigur că da. Cum s-au desfășurat cursurile? Cât au durat? Ce includ, de fapt, acele cursuri? Ar trebui să spunem că până în prezent au beneficiat de cursuri acreditate, după cum ziceam, deja peste 100 de persoane din grupul țintă, mediul rural, grup de vârstă 25-29 de ani. Ei bine, au fost aceste cursuri cu o durată variabilă în funcție de tematică. Da, da. Au fost cursuri care au durat 7-10 zile, inclusiv perioada de practică pentru cursul de cameristă, dacă vorbim despre acesta. Desigur, lucruri se pot îmbunătăți mereu, însă m-a bucurat deschiderea și dorința de implicare a beneficiarilor. Da. Ați comunicat bine cu ei, nu? Am comunicat foarte bine cu ei, iar lucrurile nu s-au terminat din acest punct de vedere. Continuă și în 2021. Încercăm să găsim noi cursuri și oportunități și pentru cei care au mai puțin de 8 clase. Am înțeles. Există și o populație de genul acesta. Există, din păcate, destul de numeroasă. Numeroasă, da, am înțeles. În mediul rural, de regulă. În mediul rural, care nu, poate n-au beneficiat de aceleași șanse ca cei care au avut ocazia să facă cel puțin 8 clase.
Ei bine, pentru acest grup de persoane încercăm să oferim variante de cursuri. Desigur, nu pot fi cursuri acreditate, recunoscute de către guvern, adică nu le oferă o șansă unei angajări imediate, da. Dar un cumul de consiliere împreună cu variante de curs pe parte de orientare în comunitate, consiliere ocupațională. Da. Încercăm să vedem, să venim practic în întâmpinarea nevoilor fiecăruia dintre acești beneficiari, lucru care nu este cel mai ușor lucru, pentru că fiecare om are o istorie a sa, un parcurs al lui, o percepție diferită decât ceilalți, ține de fapt și de mediul în care a trăit și modul în care au fost furnizate valorile acestea educaționale, pentru că noi vorbeam de cei care abțin de 8 clase, trebuie să fie avut motive serioase să abandoneze școala, pentru că știm foarte clar, cu cât ai o populație cu un grad ridicat de alfabetizare, societatea aceea va funcționa mai bine și va avea o capacitate de fapt de reconversie, de evoluție, până la urmă, mult mai bună și predicție, perspectivă, va reuși să producă mai multe resurse. Invers, la, să spunem, partea opusă, o populație sau o comunitate care are instrucție redusă sau educație pe un termen redus de timp, va avea dificultăți majore, pentru că acelor oameni, chiar dacă ei n-au foarte multe competențe, trebuie aceleași resurse. Trebuie locuințele, trebuie îmbrăcămintele, trebuie hrană zilnică, trebuie toate celelalte resurse asemănătoare celor care sunt dinamici și care sunt eficienți, care au rămas mai mult la școală și s-au profesionalizat, au reușit să-și contureze niște competențe care să le permită accesul, nu știu, pe piața muncii, a unor profesii mai bune și accesul la resurse implicit mai consistente. Și la oportunități. Și la oportunități, exact, da. Pentru că aici de fapt, rezidă totul. Erau discuții. Te rog, completează. Cred că un rol foarte important îl are accesul la informație și la oportunități. Da. Pentru fiecare dintre noi. Și aceste oportunități, până la urmă alegerile pe care le facem fiecare dintre noi, creează parcursul fiecăruia în viață. Da. Și lucrând în acest proiect și luând contact direct și din acest punct de vedere cu mediul rural, am descoperit niște povești de viață care m-au șocat și m-au făcut să mă gândesc cât de norocos ai norocos. Fost. Da, am fost noi, de fapt, pentru că am o familie care ne-au susținut. Într-adevăr. Contează foarte mult. Și eu știu multe povești de viață asemănătoare pe cele sau cu cele pe care le cunoști tu. Și mai mult decât atât, tragedia, de fapt, pentru acei copii care n-au reușit să meargă la școală și care acum sunt adulți, au vârste destul de mari, care au dificultăți pentru că au familii la rândul lor, nu reușesc, trebuie să muncească în 3-4 locuri, că nu reușesc să-și găsească o sursă de venit care să le asigure constant, o singură, da, constant, o sursă unică, da? De venit. Și atunci pendulează. Da, pendulează, eforturile mai mare, volumul de muncă este mai mare, pentru că toată lumea le cere să fie fidel pentru acel loc și de regulă locurile de muncă pe care le au sunt relative sau instabile din perspectiva, să spunem, sau privind în perspectivă să fie sustenabile, să poată să le asigure o pradă de timp îndelungată. Și aici ceea ce spui este foarte, foarte aplicat, apropo de modul în care îi educați pe tineri să dezvolte activități sau idei de afaceri în agricultură sau în ecoturism, care să le permită, de fapt, și o sustenabilitate a afacerii și o perspectivă pe termen mediu și lung și, de ce nu, implicarea altor membri din comunitate care s-au aflat în situația lor, să-i poată forma chiar ei, pentru că devenind la rândul lor, de ce nu, antreprenori, putem să spunem, pentru că plecând de la o idee, poți să dezvolți. Vorbeai de cursul de camariste pe care îl urmează domnișoarele. Păi dezvolți o pensiune acolo, local, și poți să dezvolți, pe lângă acea pensiune, multe alte elemente care țin și de inovare socială, țin de fapt și de timp liber, țin și de introducerea în circuitul turistic a unor zone pe care, mă rog, le cunoaștem, dar nimeni până acum poate nu le-a valorificat.
și lista putea continua. Eu am dat două exemple care mi-au venit acum în minte. Într-adevăr, acum am avut chiar și un participant bărbat la cursul de cameriste. Lucru care, motivația care a fost. Că există o oportunitate pentru un loc de muncă în plus față de ce poate și este un certificat recunoscut. Și e benefic. Sigur. Și este benefic. Vorbeai despre antreprenoriat social. Deși proiectul Raise Youth nu își propune în mod direct să facă antreprenoriatul. Dar se ajunge de la inovare, se ajunge la antreprenoriat social la un moment dat. Este. Pentru că toate acele idei care îți revalorizează, să spunem, oportunitățile, adică te fac să regândești oportunitățile tale, se materializează până la urmă într-un tip de implicare. Da? Care se poate numi antreprenoriat. Se poate numi antreprenoriat chiar dacă nu țintește generarea de venituri. Sigur. Iar în zona asta, practic, în asta constă proiectul. Da. Să stimuleze oamenii să-și găsească, după cum ziceam mai devreme, resurse pe care nu le bănuiau că le au. De exemplu, în zona de ecoturism, se pot gândi că își pot amenaja în propria gospodărie, își pot amenaja o cameră de oaspeți. Da. Pe care să o utileze, prin proiect, să o doteze. Da, și prin proiect învață inclusiv să o promoveze pe rețelele sociale poate și pe platformele acestea de rezervare. Am înțeles. Da, mai puțin formale. Da. În mod similar, în partea de agricultură sustenabilă, beneficiarii pot învăța să își amenajeze chiar pe un petec de pământ, să spunem așa generic, o mică cultură de legume, de zarzavat, sau, dacă au o suprafață mai mare de teren, să se gândească ce pot planta pe ea ca să își genereze venit. Iar prin proiect pot primi răsaduri sau alte consumabile care să le fie de ajutor în demersul lor. Da. Aceste lucruri care, nu știu, poate nouă ni se pot părea facile la mintea cucoșului, e nevoie de de plantarea unei sămânțe, unei semințe ca să-ți poată veni o astfel de idee. Și de motivație. Și de motivație, da. De identificare, de fapt, a oportunităților, pentru că în mediul rural, de regulă, e o viață tradițională care se desfășoară după regulile ancestrale, pentru că lumea satului, nu doar în România, în general, peste tot, are un specific anume, tradițional, patriarhal, ca să-l numim așa generic. Chiar și în sociologie se folosește conceptul. Și de multe ori ești cumva tentat să urmezi același drum. Ceea ce faceți voi, de fapt, vine să deceleze puțin mersul acela tradițional, care își va urma cursul pentru anumite categorii care au alte vârste decât cele 25-29. Da? Și, de fapt, pentru acel segment de 100 de oameni care sunt dispersați într-o zonă regională, practic schimbă viața, regândindu-le, de fapt, implicarea și regândindu-le, de ce nu, ideile de afaceri, de implicare. 100 până acum, dar până la finalul proiectului, care se finalizează peste un an, la finalul anului 2021, ne propunem să ajungem la cel puțin 500 de beneficiari direcți. Da, și înseamnă, de fapt, un mare câștig, pentru că e un grup destul de consistent care, generând aceste idei de inovare, probabil că vor avea un impact pentru cei care locuiesc acolo și se pot oferi drept modele. De ce nu? Poate proiectul va continua, va fi refinanțat pentru un interval de după 2021. Sigur, noi așa ne dorim. Acum și fondurile norvegiene, din câte știu, ciclul de finanțare se termină în 2021, urmează un nou ciclu. Vom vedea cum va fi structurat bugetul. Sigur. Să vorbim despre modul în care acum, în 2021, de fapt, vă implicați în derularea proiectului. Proiectul Raise Youth continuă în mod organic, i-aș spune, cu înființarea a cel puțin trei centre demo.
aceste centre demo se doresc a fi niște spații da. Unde tinerii beneficiari ai proiectului să poată face activități și să poată practica ce au învățat în cadrul proiectului într-un mediu, hai să spunem, într-un mediu securizat, într-un mediu safe în care să nu aibă teama de eșec. Adică fără riscuri. Fără riscuri. Da. Ce rol are acest program, adică această implementare pe care de fapt o monitorizați pentru ei? Are rolul de a-i ajuta să își testeze limitele. Am înțeles. Inclusiv limitele competențelor lor și de a-i ajuta să genereze idei. De exemplu, un astfel de centru demo, de activitate dintr-un centru demo este cea în care amenajăm, să-i spunem, o cameră pentru oaspeți, în care cei care au absolvit cursul de cameristă pot exersa ce au învățat practic în acel curs. Am înțeles. Dacă ar fi, să spunem, în altă perspectivă, acel centru demo ajută și, de fapt, le generează siguranța că, indiferent în ce mod iau deciziile, voi sunteți cu expertiza în spatele lor și corijați din mers, aș să spunem, eventualele decizii care nu au fost foarte inspirate, ca să nu numim greșite direct. Într-adevăr, este și aceasta o viziune din spatele acestui da. Demers. E bine, în acest scop, centrele demo planificate în cadrul proiectului sunt situate în județele de implementare. Primul astfel de centru înființat este în comuna Păunești, care este în județul Vrancea, da. La Adjud. Urmează încă un astfel de centru să fie înființat în județul Galați. Da. Încă un astfel de centru mai aproape de noi, la Mahmudia, în județul Tulcea, pe malul Dunării. Pe malul Dunării, da. Și probabil mai spre primăvară încă unul în județul Constanța. Cât a fost necesar să, să implementați dezvoltarea unui centru demo, spre exemplu pentru cel de la Pone și care înțeleg că deja este funcțional, cât a durat întreg, să spunem, efortul? Efortul, din fericire, în acest caz s-a concretizat destul de rapid, pentru că existau deja, era acolo un spațiu amenajat pentru activități de grup care practic au trebuit doar personalizat pe aici, am pe acolo. Înțeles, da. Însă, așa cum vedem noi aceste centre demo, ele pot lua forma, de exemplu, unei case bătrânești, da. Pe care o amenajăm și pe care o utilizăm pe perioada proiectului. Aici, desigur, poate varia atât bugetul necesar pentru amenajarea unui astfel de spațiu, cât și pentru derularea de activități. Suntem în etapa în care pregătim aceste centre pentru a putea primi beneficiari cât mai curând și a genera activități împreună cu beneficiari. Ne gândim inclusiv la șezători, la ateliere de împletit nuiele, da. Război de țesut, acolo unde se poate. E vorba de activități, după cum bine ziceai mai devreme, tradiționale, care țin de traiul patriarhal și de mersul lucrurilor în mediul rural. Da, și de activitățile casnice, de industrie casnică. Exact, de fapt. Industrie casnică pe care noi vrem să le valorificăm, pentru că atâta timp cât beneficiarii sunt prinși în acest sistem, în această lume, da. Ea trebuie valorificată și promovată. Sigur că da. Pe ecran rulează mai multe imagini de la, probabil că sunt de la cursuri și aveți purtați măști de protecție. Cum s-a desfășurat proiectul pe durata pandemiei? Pentru că avem aproape 9 luni de zile, mai concret. Într-adevăr, provocările sunt destul de mari, da. De ordin logistic.
cursurile au trebuit derulate în această perioadă a pandemiei, au trebuit o mare parte din cursuri au trebuit ținute duse în online prin diverse platforme pentru acest gen de activități. Ei bine, lucrul acesta a făcut inclusiv ca orarul cursurilor să fie adaptat, da. Beneficiarii în mare parte fiind femei, mame poate, care trebuiau să țină și gospodărie și să îngrijească pe copii. Lucrurile nu au fost deloc ușoare, de asta spuneam mai devreme că mă bucură foarte mult deschiderea pe care o au beneficiarii pentru aceste cursuri, care le oferă până la urmă oportunitatea unui mâine un pic mai senin. Unui mâine puțin mai senin, un pic mai senin și de fapt pentru a se putea prezenta pe ei drept exemple în cazul în care alții membri ai comunității vor să urmeze cursurile pe care voi le organizați. Te rog. Într-adevăr, vreau să fac doar o paralelă, de exemplu, în Bulgaria, da. Care și acolo se derulează acest proiect. Am citit că și-au propus, echipa de proiect și-au propus să, din zona aceasta a agriculturii sustenabile, au găsit persoane foarte interesate, beneficiari foarte interesați de apicultură și atunci au derulat activități și cursuri în zona apiculturii ca segment al agriculturii sustenabile și încearcă să formeze o comunitate de crescători de albine într-o anumită regiune. Și evident, controlarea unei industrii apicole care prelucrează toate. Pe ecran rulează două filmulețe care reprezintă două trenuri. Să explicăm ce înseamnă, pentru că nu se aude de fapt comentariul și le-au rulat de câteva ore, acum rulează alte fotografii. Ce reprezintă acele două clipuri care reprezintă trenul circulând în simbolistica proiectului? Sunt mesajele de promovare a proiectului pentru beneficiari. Metafora este legată de trenul vieții. Trenul vieții, da. În care te urci sau nu te urci. Sau nu te urci, da. E foarte important pentru că motivațional are un impact major atunci când vezi aceste imagini. Și mai mult decât atât, mesajul pe care de fapt îl pot audia cei care sunt beneficiari ai proiectului. În 2021 cu ce începeți? În anul 3, de fapt, de implementare? În 2021 începem cu centrele demo, da. Și în paralel continuăm cu atragerea beneficiarilor către cursuri. Sperăm să, ca până în primăvară, să generăm și idei de activități, da. Care să constituie, după cum bine ziceai, și un exemplu pentru alte comunități, chiar și pentru edilii comunităților din care provin. Am obținut un răspuns bun, în mare parte, de la comunitățile vizitate, noi am inițiat practic acest demers de identificare a beneficiarilor prin dialog cu reprezentanții primăriilor din mediul, da. Rural. În răspunsul primit a fost pozitiv. Colaborăm bine cu asistenții sociali din primării și împreună încercăm să identificăm și să ajutăm, să ajungem la persoanele potrivite, cele care își doresc să fie asistate prin intermediul acestui proiect. Cum te-a ajutat pe tine să regândești de fapt întregul parcurs al tău din experiența acestor cursuri, acestui proiect? Eu personal am o experiență de peste 20 de ani în voluntariat, în sectorul neguvernamental. Acest lucru pot să spun că mi este de mare ajutor în cadrul acestui proiect, dar și pe de altă parte și reciproca este valabilă, în sensul în care mediul rural și situațiile pe care le întâlnesc în mediul rural se
împletesc cumva cu alte activități pe care le fac și încercăm să ducem înspre persoanele care au o situație materială precară în mediul rural, ducem și alte resurse, ajutoare, haine, de multe ori jucării am mai colectat în perioada dinaintea Crăciunului, rechizite școlare, alimente pe care le-am direcționat, le-am distribuit către cei care au cea mai mare nevoie, iar acest lucru va continua. Sunt convins în 2021 încercăm să punem resursele comunității la dispoziția celor care au nevoie și nu doar resursele, și efortul. Încercăm să reînvățăm să ne purtăm ca într-o comunitate mai mare. Acum, e adevărat, cu normele de distanțare fizică este un pic mai greu, dar am reușit până acum să și în 2020 să nu intrăm într-o perioadă de pauză care să fie cumva negativă, să aibă repercusiuni negative asupra comunităților din mediul rural, ba chiar dimpotrivă. Și cum cele mai afectate de pandemie sunt comunitățile și grupurile vulnerabile, iar într-o situație de criză, cum este cea generată de această pandemie, și o știm din teoriile sociologice, prăpastiile sociale țin să se adâncească. Da. E bine, acest lucru am încercat să facem să nu se întâmple prin crearea de noi punți între mediul urban și cel rural. Adică un tip de solidaritate care un tip de solidaritate, să asigură, de fapt, comunicarea și, de ce nu, oferirea, conexiunea, de fapt, și distribuția de resurse de care au nevoie comunitățile. Crezi că ne trebuie mai mult, de fapt, din perspectivă socială și în perspectiva educației, acestea implicării nouă românilor? Cred că ar trebui să ne redefinim ideea și tot eșafodajul de implicare și de solidaritate. Cred că în ultima vreme și poate greutățile vieții au contribuit din plin la acest lucru și tot parcursul cumva al României post-89 a contribuit la o nișare din ce în ce mai accentuată a activității fiecăruia dintre noi și o specializare, ceea ce pe de o parte este foarte bine, pe de altă parte însă cred că pierdem cumva vederea de ansamblu asupra comunității. Tindem să fim foarte concentrați pe micro-universul fiecăruia nostru, da? Și pierdem încet legătura cu universul macro al lumii în care trăim. Al societății. Al societății, sigur. Foarte bine spus. Ei bine, cred că ar trebui să ne gândim locul nostru al fiecăruia dintre noi în comunitate. Din fericire, am remarcat că există chiar și companii care au inițiative de a se implica în comunitate, chiar și pe fondul bugetelor din ce în ce mai diminuate în acest an îngrozitor pentru toată lumea. Da. Ei bine, am remarcat, spuneam, că există companii care, în ciuda greutăților, mi-au scris, mi-au telefonat spunându-mi că vor să se implice în comunitate, să le consiliez, să le dau idei despre activități pe care le pot derula sau despre domenii în care se pot implica, cine are mai mare nevoie de ajutor. Cumva în acest
în această construcție s-a a luat naștere în primăvară un grup Constanța Unită, da, în care s-au implicat și voluntari și companii, tocmai pentru a înoda aceste punți de solidaritate. Și o tradiție a voastră, de fapt, de voluntariat, pe care o aveți și o derulați de 20 de ani, așa cum spuneai, în diferite grupuri. Vreau să și explicăm puțin cum schimbă proiectul acesta mentalitatea la nivel comunitar, adică dincolo de cei 100 sau 500 de beneficiari ai proiectului la finalul 2021, cum schimbă pentru cei din comunitate care de fapt sunt martori la ceea ce se schimbă acolo și cum evoluează lucrurile. Noi credem în puterea exemplului. Da. Iar puterea exemplului într-o comunitate mai mică, cum este cea din mediul rural, este preluată și da, transmisă mai departe, da, mai rapid. Mai rapid, da, sigur. Iar exemplele pe care intenționăm să le creăm prin acest proiect sunt cele pozitive, desigur. Sunt cele de succes. Sperăm ca la finalul proiectului să putem să le promovăm drept povești de succes, a unor oameni care au decis să se urce în trenul vieții și să primească să profite de aceste oportunități pe care le primesc, da, și să-și îmbunătățească, să-și lărgească un pic orizontul, să-și depășească condiția de vulnerabilitate. Sigur. Iar prin acest mecanism să influențeze și să inspire și pe alții să facă același lucru. De ce nu să creăm poluri de inovație măcar în aceste două domenii, în agricultură sustenabilă și ecoturism, despre care știm, după cum bine ziceai mai devreme, există potențial, poate nu este pe deplin valorificat, da, de fapt, în mod evident nu este pe deplin valorificat acest potențial, cel puțin în domeniul ecoturismului. Acest lucru s-a și simțit în 2020, de fapt, da, atunci când lumea a căutat locuri cât mai retrase unde să meargă în vacanță. Și unii să se izoleze, apropo, să se separe de grupurile mari citadine, să meargă în... Dacă aveau, evident, oportunități, familii, părinți, bunici în mediul rural, unde se pare că ajungea mai greu pandemia sau, mă rog, virusul. Poate că acest lucru creează o nouă, nu m-aș feri să-i zic modă, poate un nou stil, da, de a ne, da, petrece vacanța și de a căuta un refugiu, da, în natură. Iar din această perspectivă, atât regiunea Dobrogea, da, cât și în România, da, în general, da, slavă Domnului, are destule locuri care sunt foarte pretabile pentru acest, sigur, gen, sigur, de turism. Potențialul este imens al Dobrogei și al sud-estului României. Mai avem fix 4 minute, aș vrea ca în 2 minute să le transmiți un mesaj și celor care au urmat cursul și celor pe care, de fapt, vreți să-i includeți în grupul țintă, următorii 400, așa cum spuneai, pentru 2021. Te rog. Celor care au urmat deja cursul, le transmit că proiectul nu s-a încheiat, da, pentru ei, urmează partea de implicare în activități, prin urmare vor avea parte de un an 2021 activ din acest punct de vedere. Iar celor care acum văd pentru prima dată și iau contact cu informațiile despre acest proiect, le transmit că avem și pentru ei variante și mecanisme și cursuri pentru a-i ajuta să iasă din starea de vulnerabilitate și să își descopere potențial. Da, da. Te felicit pentru implicare și felicit pe toți cei care coordonează organizația pe care o reprezinți în calitate de coordonator. Vă felicit și pentru demersul acesta de a interveni, că până la urmă este o intervenție și din perspectivă socială, vorbeai de asistent social, în mediul rural și pentru modul în care regândiți, de fapt, inovația socială. Vă doresc succes pentru 2021
Și ori de câte ori e nevoie să promovăm ceea ce faceți, vă așteptăm la Litoral TV în această agoră publică. Mulțumim pentru invitație și pentru rolul pe care îl aveți de promotori ai inițiativelor sociale în regiunea de sud-est a României. Mulțumim frumos, este rolul mediei până la urmă. Ea este interfața între instituții, între sistem, organizații și societate, să disemineze și să difuzeze informația și tot ceea ce se face bun și se fac multe lucruri bune. Un an deosebit și cu mult succes aveți. Mulțumim frumos, asemenea. Și eu mulțumesc pentru onorarea invitației. Domnilor și domnilor, vorbeam despre inovare socială, despre intervenție socială, de ce nu, așa cum spuneam mai devreme invitatul meu, Cosmin Bârzan, despre modul în care regândim, de fapt, perspectivele acestea de dezvoltare locală, de dezvoltare sustenabilă, pentru că există un decalaj major în mediul rural și mediul urban în România. Decalaje majore, accentuate în unele zone, în alte zone sunt, într-adevăr, aceste decalaje mai puțin perceptibile. Cert este că prin proiectul despre care Cosmin a vorbit, se încearcă, de fapt, reducerea acestor discrepanțe și decalaje și modul în care regândesc, de fapt, Cosmin și colegii lui din cadrul organizației implicarea celor din mediul rural, care, iată, cum spunea Cosmin, nu au reușit să își ocupe până la urmă o profesie sau să ocupe o profesie, să-și găsească surse pentru obținerea celor necesare traiului. Mai mult decât atât, încearcă de fapt să controleze și un tip de educație locală care, iată, va avea un impact major pentru generațiile care se formează și care vin în urmă. Va fi de fapt o nouă regândire a implicării sociale și a modului în care voluntariatul acesta social îi va ajuta pe alții și va deveni, de fapt, un fel de constantă. Eu sunt Enae Chetușa, a fost Cosmin Bârzan. Vă aștept mâine seară la o altă ediție a emisiunii Cafenea lui Enae. Până atunci, toate cele bune. La revedere!